Da. Deci, dacă ați pornit proiectul, el ar trebui să rămână de unde l-ați lăsat, ca și desen. Și aș vrea să facem o mică cotare a acestui element. Că, de fapt, mă interesează să ducem până la sfârșit partea 2D, inclusiv cu plotare. Și să fiu sigur că s-a înțeles conceptul de cotare. Vă ziceam că desenăm unul la unul și folosim un singur stil de cotare. Deci, aș vrea de la dumneavoastră acum să intrați în modul general, în partea de cotare, și aici să alegem cotare liniară. Și ca să nu greșim și să ne corectăm, vreau să punem direct scara 1 la 20. Deci scara 1 la 20 e o scară bună pentru acest zid de sprijin, pentru acest, scuzați, dulap. Ne alegem cum vom cota, orizontal sau vertical, deci aleg orizontal și fac un click pe spațiu de lucru. Și acum cotez elemente. Facem și o cotare generală. Și în aceeași manieră pe verticală. Deci cotă verticală, aleg pe unde trece linia de cotă și cotăm punctele. Vreau în mod special să cotați ca să vă obișnuiți un pic cu programul. O să vedeți că pe măsură ce puneți prima cotă e mai greu de înțeles, dar pe măsură ce cotați nu o să vi se mai pară atât de complicat. În prima fază, la o parte din dumneavoastră o să vi se pară complicat pentru că aveți foarte multă experiență din alt program unde lucrați ușor diferit și atunci e cumva normal să existe o oarecare reticență. Exact cum am făcut și ieri, punem texte, text orizontal. mm am folosit ca dimensiunea titlului și introduc un alt text aici, scara 1 la 20. Și de asemenea putem cota chiar și cercul acesta. În funcția de cotare există cotare curbă. Iar dacă dăm click pe un cerc, ne întreabă ce vrem să cotăm la această curbă, raza, unghiul sau arcul. Raza e suficient. Și atunci am cotat și raza de 3 cm. Atenție, fiți 1 la 20, dacă vedeți. Bun. Acum vom desena ceva nou. Este o structură suport pentru o cupolă. Deci mă interesează la acest exercițiu să învățați să introduceți un sistem de coordonate polar, adică sub un anumit unghi sau pentru o anumită rază, să cotăm pe oblic, să cotăm unghiuri și apoi să facem diferite izolări de polilinie, linii, spline-uri și așa mai departe. Cu ce o să începem? Cu să facem o polilinie, ca să fie toată o singură entitate. Și ce o să avem de făcut în continuare este să ne alegem un punct, oriunde pe ecran puteți da un click. Deci dați un click pe ecran. Și acum folosim funcția polar. Deci, de fapt, nu e o funcție, este un sistem de introducere. Jos, până acum, am lucrat în puncte delta. V-am zis că există și puncte globale, care lucrează în coordonatele globale ale sistemului de desenului, însă acum alegem polar. Deci, o să vedeți alte iconițe. Prima este un unghi și al doilea va fi o lungime. Și acum observați că mouse-ul nu mai se mișcă așa liber. El este cantonat pe orizontală, fiindcă e impus unghiul 0. Și o să introducem aceste valori. Deci 53 de grade este unghiul. Cu tab sar în a doua căsuță și spun 1 de la 1 metru. E un pic mai mare decât desenul din stânga, că cel din stânga nu e la scară, e la altă scară. Deci am scris 53 de grade.
Cu tab am sărit în căsuța cu segmentul, i-am scris 1 și dau Enter. Următorul este 67 de grade, tab 1.19. 53 de grade, 1.26. Le vedeți acolo, 26 de grade, tab 1.08. Iar ultima 7 grade și 0.93. S-a scris 93, că se duce 93 de metri. Ceva în genul ăsta ar trebui să obțineți și încheiem comanda prin escape. Un singur escape încheie fluxul de introducere a poliliniei, cel de al doilea escape închide comanda de poliline. 7 grade și 0.93 lungimea segmentului. Acum o observație crucială față, după ce ați terminat exercițiul ăsta, este să reveniți la puncte delta. Altfel nu o să mai puteți desena nimic vreodată în alt plan. Atât de grav e. Deci dacă rămâneți pe polar, nu o să mai puteți desena. El reține ca ultimă introducere sistem. Deci neapărat puneți punct delta. Da, am intrat în comanda linie ca să ajungă acolo. Și v-aș ruga să puneți o linie de un metru. Deci după ce ați revenit la sistemul acesta delta, să desenăm o linie de un metru la bază, pe care o vom copia la fiecare punct de inflexiune. E doar o linie suport. Asta în general desenează mai subțire sau nu se desenează, dar ne facilitează foarte mult cotarea. Și după ce ați realizat acest lucru, deci să copiați o linie de un metru în fiecare punct de variație, am pus așa, orientativ un metru. Să cotați unghiul. Cotarea unghiului e foarte simplu de făcut dacă aveți linia de ajutor. Deci doar faceți două clicuri între linii. Deci clic pe o linie, clic pe cealaltă și pe ce parte doriți să apară valoarea. Eventual 1 la 50 să treceți. Da, treceți pe 1 la 50 ca și scară. Ca să prezintă bine. Mai copierem o țipă? N-are sens că aici sunt distanțe oarecare. E în felul următor. Dacă selectez un obiect și dau copiere, copierea funcționează o singură dată. Dacă declanșez întâi comanda, îi zic copiere, eu rămân agățat cu liniuța asta. Deci trebuie întâi apelată comanda și apoi selectat obiectul. Deci copiere elemente mai întâi și apoi selectez obiectul și va rămâne agățat să fac de mai multe ori operațiune. Deci cotăm direct, apelăm cotare liniară și ultima opțiune direct va fi o cotare exact cum sunteți familiarizați în AutoCAD. Doar că trebuie să dați un escape între cotări, fiindcă altfel era continua în acel, sub acel unghi cotarea, dau un escape și ajustez din nou cota. Și așa vă verificați că ați obținut ce urmăreați. Acum, haideți să desenăm și un spline. Deci să revenim în modulul general, în construcții, și avem funcția spline. Să desenăm, nu știu, culoarea 8, acest spline. Deci am intrat în funcții, modulul general, spline. Vă asigurați că aveți introducere punct delta jos, deci este delta. Și dar voi face snap pe
punctele astea, pe intersecțiile de, pe schimbările de pant. Și îi schimb. Păi mai continuăm cu o operațiune. Acum aș vrea să facem o copie a acestui spline. După cum a întrebat bine cineva din sală, dacă noi selectăm obiectul și apoi spunem copiere, operațiunea se realizează o singură dată. Însă, dacă cer întâi comanda, copiere, și apoi selectez entitățile, pot face de mai multe ori operațiunea. Deci rămâne obiectul atașat. Acum, oricum, nu contează că îl copiem o dată lângă acest plan. Cum? Tot o singură dată, uiteam dacă am întâi pe... Întâi pe copiere. Selectez obiectul, selectez da. Punctul de unde vreau să da. Iau și... Offset-ul aici se numește paralelă la elemente. Alegeți un element, dau click pe acest element. Distanța este 0.15. Și indicat sensul de repartiție, dau un click în sus. Și mă întreabă câte paralele de 15 cm să-mi fac. Și zic una singură. Confirm cu Enter. Deci ăsta e un offset cu 15 cm a unui spline. Întotdeauna urmăriți ce zice în colțul din stânga jos. Cu funcția linie, închidem acest spline, adică conectăm cele două spline-uri. Deci aici efectiv am dat click pe capete, dau un escape. Iar la capătul celălalt nu o să le unesc direct. Vreau să fie o unire perfect verticală. Deci o să fac altceva, vreau să mă asigur că am 15 cm grosimea. Deci fac click pe acest punct, indic o direcție pe verticală, punct 15. Deci impun un segment de 15 cm, de 0.15 metri, pe verticală, chiar dacă nu se unesc cele două. Deci să aibă fix punct 15. Acum la partea de sus nu va fi nimic așa spectaculos. Nu putem da extend la un spline. Putem da extend la o linie, dar spline-ul e o funcție polinomială care are nevoie de niște valori. Ce putem face este să tragem de acest punct, să-l așezăm pe capătul ăsta. Deci asta vom face, fiindcă el își recalculează funcția matematică din spate. Dar forma trebuie închisă perfect. Perfect și pe vertical.